Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul Petre Ciungu, directorul Colegiului Economii Virgil Margearu din Târgu Jiu, căruia îi spunem bine a revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Ca de obicei ne face plăcerea să fiți alături de noi și de data aceasta însă vom vorbi foarte mult de liceul pe care îl conduceți și îl conduceți de ceva ani și vă dorim să o faceți în continuare pentru că, iată, o să vorbim în această emisiune, rezultate sunt din cele mai bune, deci eu, eu, sunt mandate Reușite, că practic vorbim de mai multe. Da, sigur că da, așa este. Și vă mulțumesc pentru urare. Important este că am condus până acum această școală de câțiva ani buni și că mi-a și plăcut să fie o școală de prestigiu în comunitatea noastră din învățământul preuniversitar, și în mare parte s-a reușit acest lucru, nu neapărat numai de director, cu tot colectivul de profesori și cu elevii care sunt beneficiarii educației din această instituție. poate asta ar fi și prima întrebare care se impune. Ce înseamnă Colegiul Economie Virgil Margearu în peisajul învățământului Gorjan? Sigur, este o școală cu un profil, să zicem, sau specializării separate de ale altor școli, de alt, cu alt nume din județul nostru, predominant în Colegiul Virgil Mageru este învățământul economic, care pregătește uh, în specializarea cu, cali cu calificarea de nivel 3 tehnician în activități economice, dar pentru că în liceul economic și în toate liceele economice nu numai această specializare este cea care predomină, sunt și celelalte specifice, turism, alimentație publică și comerț. Asta ar fi în general în ceea ce privește specializările care sunt de câteva vreme în colegii nostru și care au avut întotdeauna candidați la admitere și după aceea, profesioniști, să le spun așa, și nu greșesc de cele mai multe ori, da, în aceste E corect ce spunem noi acolo pe titlu Pregătim viitorul economic al Gorjului, adică dumneavoastră pregătim. Da, de deci aș vrea să, spunem că, să spun că pregătim prezentul, pentru că e mai aproape de noi și l-am pregătit și anul trecut și acum câțiva ani, mereu am pregătit viitorul economic al Gorjului, Viitor economic înțelegând ceea ce spuneam înainte, și anume specializările caracteristice acestui tip de școală. Viitorul este foarte bine spus, în sensul că știm, foarte, știm cu toții că specializări cum sunt cele de turism, cele de alimentație publică, sunt uh, prezente în viața noastră cotidiană, în întreg, pe, întreg municipiu, în unitățile de alimentație publică și de turism, dar nu numai în uh, municipiu, în județ, în țară și de multe ori și în afara țării. Deci, iată, se pregătesc aceste, aceste specializări, pregătesc pentru viitorul uh, cetățenilor care vor să simtă bine în astfel de instituții sau să uh, beneficieze de uh, specificul acestora. În ceea ce privește prima specializare, tehnician în activități economice, vreau să spun că aceasta a fost un... Uh, un bazin, cum se folosește de obicei această expresie, pentru învățământul superior. Pentru că majoritatea elevilor și din la celelalte specializări se îndreaptă către învățământul superior, dar de cele mai multe ori cei care își găsesc un loc de muncă convenabil și așa cum își îl doresc ei, rămân și desfășoară activitatea în ceea ce s-au pregătit direct din Colegiul Virgil Magiaru. Ceilalți, cum spuneam, majoritatea, dacă nu chiar toți, merg, se îndreaptă către învățământul superior, bineînțeles în condițiile anilor ultim, 2-3 ani, în condițiile în care promovează examenul de bacalaureat. Dar... Până Oricum, acum, aveți procente destul de mari ținu, la... N-am avut o problemă sau să fiu... să trăiesc așa un sentiment de mâhnire privind rezultatele examenului de bacalaureat. Acestea au fost întotdeauna, așa cum spuneți dumneavoastră, Mulțumitoare și foarte mulțumitoare pentru mine și colegii mei, dar și pentru elevii și părinții care sunt împreună cu noi la această instituție. Vorbeam de, adică vă întrebam de ce înseamnă în peisajul învățământului gorjan, nu întâmplător. Practic sunteți în acel club select de câteva unități școlare apărute încă din perioada interbelică sau poate chiar mai devreme. Aveți o istorie, este în istorie. spate. Chiar se va apropiați de nouă decenii de existență. Da, suntem uh, puțin mai tineri decât celelalte școli de renume din municipiul nostru. Cu, le cunoaștem foarte bine, s-apropie de 100, au trecut de 100 de ani. Dar în 1925 a luat uh, ființa această școală comercială în, uh, în Târgu Jiu, școală care și-a schimbat uh, de foarte multe ori denumirea, și, cum spunea și dumneavoastră, și cu voia Domnului, ne apropiem să sărbătorim în anul care vine 90 de ani de învățământ economic în județul Gorj. Mi-aduc aminte că la celelalte sărbători legate de, sau aniversări legate de evoluția acestei școli, aceasta a fost exprimarea atunci și aceasta o mențin și eu acum, deci sunt ani de învățământ economic în județul Gorj. Deci asta este și este și firesc pentru că în anii, în multe decenii învățământul pur economic a fost la această școală, așa cum spuneam, specializările denumite altfel mai înainte, dar legate de specializarea aceasta de contabilitate și finanțe în economia noastră. Cei 90 de ani, sper să Aducă în fața cetățenilor, în fața părinților, a viitorilor elevi realizările de-a lungul întregii acestei istorii, care nu pot să facă, și cunosc foarte bine multe dintre ele, decât să mobilizeze în continuare tinerii care doresc să urmeze această școală. Niciodată nu s-au păcălit, să zicem, între ghilimele, cei care au venit la această școală, niciodată n-au considerat că și-au și -au pierdut vremea prin această școală și cu îngăduința dumneavoastră ca la anul când facem această sărbătorie și cu posibilitatea care mi-o oferă să sperăm această responsabilitate să vă prezint atunci într-adevăr o istorie bine pusă la punct pentru că ea este prezentată de unii dintre directorii care au fost în această școală în o, o serie de cărți scrise de dumnealor dar să vă prezint și fapte pe care le-am trăit sau aspecte privind evoluția acestei școli, pe care le-am trăit la întâlnire de 50 de ani de la absolvirea celor care au învățat la economic și chiar de 60 de ani. Și atunci, în prima mea întâlnire și primul contact pe care l-am avut la Colegiul Economic și ca director tânăr atunci, mai tânăr cu mult ca acum, dar în primii ani de activitate la economic, promoții care să zicem, m în sensul bun al cuvântului prin personalitățile care au promovat și au plecat din Târgu Jiu către viața economică românească și internațională. Și financiar, bineînțeles, sunt bănci și alte instituții de această natură. Da, ne-ați lansat o provocare și, să spunem așa, achesăm la ea, o să, o să fim acolo în momentul când se face aniversarea, adică ceremonia, despre istoricul Liceul economic se poate vorbi foarte mult la Târgu Jiu, dar ar fi o curiozitate de reporter acum, în cei, să putem să vorbim de 90 de ani de istorie. E, liceul economic a fost, să nu neapărat mai bine, mai căutat, a avut perioade când a fost mai căutat și perioade când a fost, să spunem așa, mai puțin căutat, să și cum ar fi perioada de acum față de perioada să zicem, perioada comunistă sau perioada ca și perioada interbelică. Deci eu cunosc perioada dinainte de revoluție ca profesor în județ în Târgu Jiu. am participat la o serie de examene de admitere în liceu. Știu că a fost era concurența destul de mare și puternică, s-a mai diminuat oarecum, dar nu să zicem datorită slabei pregătire a celor care vin în școală, ci datorită dezvoltării numărului de clase pentru absolvenții de clasa 8, deci pentru cei care vin în clasa 9. Aici să zic că s-a produs oarecare, să zicem, extindere a sau diluare, dacă vreți, a calității. Poate că la timpul respectiv nici eu nu m-am gândit atunci când am tot contribuit cu propuneri privind mărirea planului de școlarizare dar nu atât de rău încât să, sau atât de grav să, să creeze probleme, să nu să ocupe locurile și așa mai departe. Sunt foarte mulți care rămân din cei care doresc să vină în continuare la economie, care nu au posibilitatea să ocupe locurile, deci nu aș putea să spun că a fost o perioadă de boom în ceea ce privește admiterea și o perioadă mai slabă acum. Deci eu pot să spun că de la an la an ei sunt mediile de intrare, ultimele să le au, vorbesc de cele din frunte, cam aceleași, deci, într-o balanță echilibrată a admiterii în școala noastră. Da, uneva sunt destul de sus medie. Destul de bune, da, sigur, că da, 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 sigur. 8 sau peste 8, da. în general. Dar vreau să vă spun apropo de situația liceului dumneavoastră. Într-o discuție cu câțiva părinți de clasa 8 -a, în anii trecuți îmi spunea, da, domne, să-l dau la... Nu mai dau denumirile de liceu da, să-ți da. da. La colegiul ăla iese fără nicio meserie. La colegiul ăla la fel. E adevărat că sunt celebri, să duc la Olimpiadă. Deci eu vreau cât de cât să, să, poată fi și să ia și o meserie asta, cum, e, cum era formula până acum fără școala profesională în ultimii ani îl dau la economică, măcar are baza și poate pleca mai departe, chiar dacă face o facultate în ora sau mai departe, dar oricum e baza. Deci părinții au în general încredere în liceul pe care îl conduceți. Păi sigur, cum să nu aibă că dacă vă spun și de noi către telespectatorii dumneavoastră, faptul că aceste două specializări, care le-am sunt mai mici ca număr de candidați, dar ca solicitări au devenit chiar mai interesante pentru elevii de clasa 8, -a. e vorba de turism și de alimentație publică, încât dacă ar fi, așa, să zicem, o posibilitate extraordinară să dezvolți cât vrei o școală ca număr de locuri de admitere, ai putea să faci multe clase. Foarte mult solicită turismul și alimentația publică, pentru că înțelegem foarte bine, sunt meserii ușor abordabile, meserii care fac cinste celor care le. le Execută și meserii care sunt căutate extraordinar de bine pe piața muncii, la ora actuală. De aia spun că nu există așa o diferență între anii trecuți și anii care sunt acum, în prezent și anii viitori, doar că planul acesta de scolarizare mai larg a făcut să vină mai mulți elevi și să dezvoltăm mai multe activități în genul acesta de formare a copiilor. Vreau să vă spun că atunci când planul de școlarizare la liceu era ceva mai redus ca acum, am avut în schimb școlile de arte și meserii care ca total adunate cu cele de liceu, tot cam același număr de elevi aveau. Și aceste școli de arte și meserie au produs într-adevăr buni specialiști în domeniile de care vorbeam și oameni care se găsesc acum prin toate aceste unități de care specifice activității liceului economic ca oameni care au o valoare deosebită. Și vreau să vă spun că dacă anul acesta, școlar care vine, nu am abordat școala profesională, am făcut-o dintr-un motiv, odată subiectiv, în sensul că dezvoltând învățământul liceal și rămânând fără clasele de arte și meserii, dacă eram puși în situ... dacă făceam clase de profesională, puteam să dezvoltăm, să zicem, ca încadrare, numărul colegi, didactice de specialitate, însă se puneau oarecum problema celor de cultură generală. Și așa problema aici este la... la, limită, în sensul că cu încadrarea de anul acesta, profesorii de cultură generală au toți, având un singur caz de reducere de o jumătate de normă, în rest au toți norma întreagă la conform legii. Deci, prea puțin sau aproape deloc aici nu se mai găsesc ore suplimentare. Tot cel mai bine stau cei de specialitate, profesorii care predau științele economice și toate celelalte, turism, alimentație, stau mai bine ca număr de ore, sunt și mai multe, adevărat, în planul de învățământ pentru acești elevi, dar trebuie, am gândit-o că nu era cazul ca dintr-o dată, deși mi-aș dori și Cred că am avea succes și cu clasă de profesionale, chiar dacă am luat de la început după atâția ani, dar în, eram legat sufletește și, cum v ați spus, subiectiv de colegii mei, ca să nu avem aceste situații. N-am avut niciodată în viața mea, indiferent unde am lucrat ca director de școală, de la școală gimnazială până la liceu economic, n-am avut situația, situații în care eu să fac cu mâna mea aceste reduceri de activitate. Sunt oameni cu care lucrez aceia de 15 ani, de 17 ani la economic, e, nu, nu, e bine. Dar dacă lucrurile se echilibrează, sperăm ca în viitor să solicităm învățământ profesional din nou la economic și sunt convins că din prima se vor realiza clasele sau clasa care se va solicita. Păi bun, și dacă nu renunțați, să zicem, la niște clase de liceu, aveți spațiu ca să puteți să băgați și clasele de... Sigur că, dar tocmai asta este situația, că noi am redus deci, din numărul acela mare de clase de toate formele de învățământ, policiale, seral, am redus foarte mult în ultimul timp. Pentru că, mă rog, într-un fel, a slăbit calitatea pe aceste probleme Știm cu toții, că se, la clasele acestea avem probleme mari cu frecvența. Și încurcă mai mult, adică n-aș vrea, vrea să a bat asupra acestei școli, care este o școală bună, de două școală europeană și mi-am luat aminte acum de cele care au obținut anul acesta și fericiți pe colegii mei și n-aș vrea să mă rog, să scadă calitatea învățământului economic și atunci a fost nevoie să reducem și la învățământul liceal de zi, dar și aceste clase care sunt spre final, spre terminare. Da, am înțeles. Vom reveni și la oferta de școlare pentru anul acesta, dar haideți să vorbim puțin despre baza materială, tot am v-am întrebat de spațiile care le aveți și o să rog colegii din energie să dea și câteva imagini de la din da, să dumneavoastră. Pe da, da. Ca să și noi o să le ne mai nevoie. reluăm. Da, da. O să rugăm pe cei din energie să dea drumul la imagini. Este chiar este intrarea și cele două da, titluri de școală da, europeană. Da, este intrarea, acea altă intrare, acum în școala noastră, în partea nouă a clădirii care a fost făcută după 90. Coridoarele și cu expoziții ale colegilor mei și ale elevilor în diferite activități care le desfășoară în fiecare săptămână, lună, în fiecare an. Deci, din frumosul parc. Pe da, care este aveți. parcul care, să zicem, este legătura poate principala mea de suflet cu această școală, pentru că acest parc a fost luat de la nivelul zero, de noi, de profesori, de copii, și care am lucrat aproape unii lângă alții până l-am adus la forma actuală. Este un parc extraordinar de frumos, după părerea mea, și cred că va rămâne și ca amintire pentru ceilalți, de activitatea care am desfășurat-o noi. Da, foarte multe îndreptează și în față și în spatele și în spate, școlii de Eu mi-aduc aminte, înainte de a vorbi de asta și eu să vă spun ce reprezintă imaginile, mi-aduc aminte că și în parte din față pe care a fost anterior prezentată, când am venit, era numai pietriș, pământ tars și cu câțiva oameni din școală, cu suflet mare și au ținut cont și de dorința mea, am reușit să aducem pe să facem tot ceea ce se vede și în fața școlii. An mai înainte erau expuse pe hol niște imagini privind activitățile noastre din parteneriatele europene cu câteva țări care le-am făcut. Iată, Amfiteatrul este o, să zicem, o locație din școala noastră cu multă, multă cu mult sprijin pentru desfășurarea multor da, să nu uităm de la aici. ședințele cu directorii până la diverse cursuri, simpozioane, Absolut. proiecte, toate se desfășoară aici se desfășură și pentru și tot județul, și nu da, numai da, pentru economie. pentru că este, are capacitate destul de bună pentru desfășurarea lor, este bine uh, proporționat și, mă rog, ne ajută. Da, în, da, cred că e printre cele mai mari săli pe care le da, are este una, Da, este da. Da. În imagine. de acum Vedeți copiii care sunt la specializarea Alimentație publică În laboratoarele școlii Laboratoare care țin tot de istoria școlii Că m-ați întrebat în mai înainte Au fost obținute prin programul FARE în 2001-2002 Program pe care l-am inițiat Eu și cu colegii mei Pentru prima dată în viața mea Făceam un astfel de proiect Abar nu aveam noi ca atunci o să câștigăm Sau prea, cu ce se fac aceste proiecte și am aici câștigat. e un, un cuptor. Aici, da, este un cuptor. Da. Deci, în toată baza material și dotarea da. din acest laborator, tot absolut, este obținut atunci prin programul Fare. Și vorbind despre acest proiect, tot ce am s-a achiziționat atunci, a fost legat, aparatură de înaltă tehnicitate, foarte multe din străinătate au fost aduse, deci sunt bune și funcționează foarte bine și în prezență. Sunt copii care participă și la diverse concursuri și au inițiat un concurs ucenic-șef care are două faze, faza pe școală și o fază județeană. Da, care deja și a devenit -a, foarte cunoscut. Sigur, foarte cunoscut și participă cu plăcere copiii, profesorii care îi coordonează, dar vreau să spun că n-au lipsit niciodată nici autoritățile noastre locale, care tot cu suflet au participat și au fost încântați de ceea ce pot face acest copilaș. Da, telespectatorii pot să vadă în continuare aceste imagini, sunt doar câteva, dacă aveți o curiozitate mai mare, e bine să... Să vină să, să vină să... da, da. economia. Da. să vină să vadă, vadă mai ales că avem un târg educațional mâine la nivel de județ și în același timp cu siguranță vor fi școli care vor veni mâine da, în vizită la dumneavoastră sau deja au început să vină. Să vină. Au început să vină. Am, avut, am pus în, practic, în practică și eu inițiativa unei colegi de la Economic, care a transmis prin mail tuturor școlilor, a luat și s-a ocupat de această treabă planul nostru de școlarizare pentru anul care vine, un lucru foarte bun, pentru că l-au direct la școală pe mail-uri și, bineînțeles, cei care pot și sunt mai aproape și au posibilitatea să viziteze, oricând este formată echipa ei coordonează și îi duc să viziteze această instituție. Da, mai este, apropo că vorbeam de târgul educațional care se desfășoară mâine în cadrul Colegiului Tudor Vladimirescu, este sediul dar, bineînțeles, urmează și acele vizite, sau deja cum au început la dumneavoastră. Cu siguranță vor fi mulți elevi din județ care vor să vadă ce le puteți oferi, practic să se lase convi. Vorbeați de, de ce oferiți. Suntem, suntem un liceu cu foarte bune rezultate și mă refer aici la concursuri olimpiade, dar și la examenele naționale. Tot vorbeam mai devreme că aveți un procent destul de practic cei de la zi, cred că sunt undeva da, spre 100%, sigur. La 100 da, dacă ar fi, clar. că dumneavoastră mai aveți și alte tipuri și de da. învățământ. Ce ne puteți spune despre aceste rezultate? Deci, întotdeauna, așa cum spuneați dumneavoastră, cunoașteți foarte bine, le-am făcut publice și din această televiziune, alături de dumneavoastră și la radio, tot de alături de dumneavoastră când eram eu mai tânăr și dumneavoastră foarte tânăr și îmi plăcea să le prezint, cum îmi place și acum să le prezint. Rezultatele... Bine, aveți ce să prezentați, da, dacă n-ați avea... Sigur, rezultatele au fost mulțumitoare, foarte bune. Poate că să știți și cred că nu greșesc când aprecin că rezultatele de la bacalaureat într-o școală, într-o instituție de învățământ liceal uh, sunt poate primele sau fac singure propagandă școlii respective pentru că știți, și mulți copii se gândesc că într-o școală în care totul se mai promovează mai bine bacalaureatul o caut din prima încercare pentru că asta este finalitatea învățământului nostru, examenul de bacalaureat. Fără acest examen rămâi cu calificarea care ți-o dă specializare pe care o urmezi, dar dacă vrei să mergi mai departe și să te formezi și nu poți să rămâi fără examenul de bacalaureat, că asta chiar e grea situația celor care nu promovează. Și atunci caută să vină la o școală un când să știți, la școlile acestea mari, nu numai la economic. De aia sunt întotdeauna ocupate locurile, de aia rezultatele de la bacalaureat atrag din fiecare an elevi buni, pentru că asta este scopul final, examenul acesta final și aveam și astăzi la cercul nostru al directorilor din licee, o discuție cu domnul director Gorun și pot să spun pe post pentru că este un director cunoscut care spunea că alături de propunerea de a se da examene de admitere, cea mai importantă parte a activității este examenul de ieșire dintr-o instituție de învățământ și acum știm foarte bine acest lucru pentru că bacalaureatul pune marca pe școala respectivă. Chiar dacă să zicem că nu m-a interesat așa foarte mult procentele, dar oricum toată lumea tot la aceasta se uită. Asta legat de activitatea noastră de bacalaureat, dar spre, pentru obținerea acestor rezultate nu este o viață prea ușoară, așa, sau lejeră pentru profesori și elevi, pentru că ei trebuie să urmeze planul și programul de pregătire al profesorului de matematică, limba română și geografie sau economie, așa cum l-am stabilit de la început, și să lucreze și sunt mulțumit de prezența lor la aceste ore de pregătire cel puțin orele care le-am făcut eu au venit și la ceilalți colegi ca tot efortul nostru să aibă rezultatul despre care vorbeam înainte și care ne-l dorim cu toții Bacalaureatul rămâne ținta importantă a oricărei instituții de învățământ dar pe lângă aceasta știți că în fiecare școală în fiecare specializare, în fiecare materie, dacă vreți, există concursuri și olimpiade Concursuri de la ora actuală sunt foarte multe înregistrate de Ministerul Educației, concursuri care au, să zicem, viabilitate în ceea ce privește aprecierea lor, pentru că sunt înregistrate la Ministerul Educației, sunt multe concursuri și, nu, cred că trebuie să... Să gândească cineva decât cu o invidie profesională la colegii mei care lucrează și participă la astfel de concursuri, pentru că, în primul rând, fac cunoscută școala în țară, în al doilea rând, se fac ei cunoscuți și, bineînțeles, în primul rând, dacă vreți, sunt cunoscuți elevii care sunt la această instituție. Dacă la celelalte olimpiade, să zicem că nu întotdeauna reușim, pentru că, vedeți, activitatea practică și activitatea de specialitate e mai dezvoltată ca număr de ore, ca programe școlare decât cultura generală. Deci dacă nu reușim să, zicem, să ajungem sau să obținem rezultate mai bune la faza națională, deși să obținem premii și la faza județeană și la celelalte materii, reușim și asta mă bucură foarte mult la Olimpiada Interdisciplinară de Științe Economice. An de an am reușit să venim cu câte ceva de la faza națională. Anul acesta au venit, am obținut două mențiuni, sunt foarte valoroase pentru că sunt la faza pe țară, una în domeniul economic și una la turism, ceea ce spuneam și ori, și aici am remarcat eleva de la turism și anul trecut a obținut chiar premiul la faza națională și și a continuat pregătirea cu mare plăcere, un copil dotat și extrem de serios, care iată și anul acesta n-a lăsat, să zicem, nepunctat această achiziție de rezultate la Olimpiadele noastre. Și bine, sigur că nu pot eu să. Pot să mai spun și bine că mi-am adus aminte, am avut și doi finaliști la concursul de matematică aplicată Adolf Haimovic la Iași, concurs organizat pentru liceele tehnologice, că e altă programă la matematică, și acolo am obținut și acolo o uh, mențiune. Iată, iar un rezultat foarte bun. Au fost doi participanți, dar unul fără experiență pentru prima dată a participat, dar sperăm că în anii viitor se va poziționa mult mai bine, iar o elevă care și anul trecut a adus rezultate de asemenea bune pentru școala noastră. Pe lângă acestea sunt tot felul de alte concursuri, cum spuneam, nu, e, nu, stăm rău nici cu pregătirea la educație fizică, la sport și aici se participă la Concursuri. Poate că aceia ar trebui chiar mai mult insistat să zicem, să descoperi talente în domeniul respectiv, dar noi suntem puțin privilegiați, nu suntem privilegiați deloc, suntem puțin în, într-o situație dificilă cu inexistența unei săli de sport care să pregătească și să. Da, da, trebuie să spunem că avem o surpriză de-a un telefon un <gântu -i> telefonul care vă da, eu, eu credeam că este un telefon care al unui telespectator. Da, că da. <gântu -i> se întâmplă, am văzut și în da, scuze, l-am oprit și dar nu sunt specialist în așa. Am văzut se și, și la televiziunile da, naționale. Și pe televiziunile da. naționale. Tot am fost întreb și aproape că vorbeam de, de rezultate. Haideți să vă spun câteva din mesajele care au venit, pentru că au venit câteva mesaje. Asta a fost telefonul, ca să Și la mine au fost câteva teva deci a fost cu sonor din păcate. Da. Vă întreabă cineva care mai este stadiul proiectelor privind amenajarea unui cămin pentru elevi cu cantină precum și privind sala de sport. O vorbeați mai de da. uh, Și Așa. încă cineva vă întreabă care a fost media de intrare la uh, turism în anul precedent. Da. Pot să spun, media da, da a și voi mai citi da, după aceea da, încă două. Media a fost în 8 uh, și ceva la turism, deci mai mare ca în anii trecuți. Deci a fost destul de bună anul acesta. De admitere, legate de obiectivele care sunt absolut necesare pentru că cel care va mi a transmis acest mesaj. Știe că la el și cred că știe, la liceu economic vin foarte mulți copii și din mediul rural și ei sunt cazați la diverse alte internate și cămine din uh, municipiul Târgu Jiu și sunt uh, niște probleme care nu le discut eu. Acum e foarte greu să uh, coordonezi sau să urmărești activitatea în alte instituții. Deci necesitatea unui astfel de campus uh, este de mult și uh, din câte am înțeles, din prezența oamenilor din primărie care au venit să ia datele geodezice la, pentru sala de sport, deja se lucrează la proiectul acesta. Sper că atunci când vor veni cu proiectul făcut, să vă pot anunța și pe dumneavoastră și să poate să se va realiza ceva din acest mare obiectiv, cel puțin în perioada care mai am până mai externalizează învățământul nostru românesc. Da, vă întreabă cineva zi, nu pot decât să vă salut, domnule director și să vă urez să rămâneți același tânăr cu ghilimele, spune, spune telespectatorul. Păi sigur, tânăr înțelept, nu mai da, înțelept. Probabil, așa. Da, probabil că la asta da. se referă. Așa, cineva aș vrea să știu dacă la liceu economic se poate face carieră și e întrerup mesajul. Sigur. Deci, să sperăm că să sperăm că se vine și cu ce ce vrea să întrebe. Dar sunt am convins înțeles. că am înțeles da. noi întrebarea. Da. carieră da. se poate face foarte bine și am și spus înainte ce personalități au plecat și au, de la liceu economic de-a lungul timpului. Și nu numai înainte și acum. Da, și cineva vă trimite multe salutări din Vatra Dornei. Mă bucur din suflet pentru... Deci probabil doar pe net, pentru că pe acolo nu ne vedem. Ar putea să mă caute și pe Facebook, puteți să vorbiți da. mai mult. Da. Eu le mulțumesc celor care vorbesc frumos și despre liceu economic, dar și despre mie, sigur că nu pot fi decât încântat, pentru că niciodată n-am urmărit decât binele celor care, cu care am lucrat, și colegi, și elevi. Uh, n-am vorbit și nu putem să aratăm o asemenea ocazie pentru că sunteți un liceu mai special în privința proiectelor europene până la urmă, dacă toate să zicem, liceele și toate unitățile școlare din Gor și din țară în general s-au orientat doar spre vest gen cu omeniusuri și celelalte dumneavoastră aveți acel parteneriat special, acele legături speciale cu cei din sud cu sârbii în speță, cu macedonenii, cu, cu macedonenii. Despre ce este vorba? Ne spuneți câte ceva despre proiectele acestea europene care, și contactele pe care le aveți la acest deci, nivel. Deci, legat de aceste proiecte, în primul rând cu Serbia și cu Macedonia, cel cu Serbia a făcut anul acesta al optulea an de colaborare, al 6-lea sau al cincilea al cu Macedonia. Macedonienii au venit după aceea, împreună cu cei din Serbia. Vreau să vă spun că nu sunt cu nimic mai prejos decât toate celelalte parteneriate cu Occidentul, cu oricare dintre țările europene, pentru că zona aceasta leagă popoarele noastre prin multe, multă istorie și doar știți foarte bine și mult mai bine decât mine, dar momente istorice le-am cunoscut la fața locului și în Macedonia și în Serbia și au, cum să vă spun, par, au o notă foarte asemănătoare cu a noastră. Poate că de aia ne-am înțeles extraordinar de bine și iată s-au derulat 8 ani de zile și nu s-au întrerupt niciodată. Acum, aproape o lună, a fost o întâlnire cu cei din Serbia și Macedonia, Macedonia la Târgu Jiu, urmând ca la sfârșitul săptămânii viitoare să plece o delegație în Serbia, unde vor avea aceeași întâlnire toate cele trei țări și din câte am înțeles de la directorul școlii din Macedo din Serbia, vor să lărgească acest, această colaborare cu, altă, cu o altă școală din, din această țară. Da, foarte interesant că săptămâna cealaltă acolo nu sunt alegeri, ca peste da, tot Da, asta Europea. e o problemă, să zicem, puțin mai dificilă pentru delegația noastră care trebuie să plece, pentru că trebuie să merg rapid acolo ca să ajungă la uh, evenimentele care ne așteaptă în la sfârșitul toate siguranță. Da. Cu sigur da. Uh, da, în timp ce telespectatorii noștri mai văd imaginile care le-am avut uh, le avem de la de de, astăzi, de la liceu. Uh, am vorbit, ați avut însă și alte tipuri de proiecte, nu, ce, nu numai cele pe ce v-am întrebat mai devreme. Știu că parte, de la mobilități individuale și profesorii noastre, cred că sunt puțin, vă spun aici cu o invidie până la urmă, i-am tot văzut pe mobilități individuale și unii chiar au câteva la activ în ultimii ani și aveți și alte tipuri de proiecte. Deci, aceste proiecte, sigur, nu numai dumneavoastră sunteți invidios așa puțin, pe ei și eu, pentru că multe dintre ele n-am putut să particip și eu, dar tot legat de istoria colegiului Virgil Magiar, am avut și eu un astfel de proiect cu câțiva ani în urmă, în Franța, și aceste proiecte individuale au fost destul de multe la Colegiul Virgin Major, pentru că am avut profesori care acum au mai îmbătrânit și puțin, și, dar vreau să-i întineresc așa să le să treacă din nou la treabă să lucreze pe proiectele. Acestea care le -au, de această natură care le-au făcut în anii trecuți și au fost un, și câteva proiecte destul de multe au fost și aici. Unele legate de un grup mai mare de Profesorii, acest VET uh, Pro, pe care l-au avut, l-au câștigat de două ori, unul în uh, Spania acum doi ani și unul în Italia anul acesta. Unde au participat anul acesta a, a fost mai greu, puțin pentru că din la Agenția Națională de Proiecte și Programe au uh, mai trei din numărul de participanți cadre didactice și Dar cu un an înainte au fost opt profesori la această pregătire în Spania. Cursurile s-au desfășurat de-a lungul a două sau trei săptămâni, iar ei când au venit de acolo, sigur, au fost formați sau s-au format destul de bine în, în ceea ce privește activitățile lor specifice la uh, Catedra de Științe Economice. De asemenea, uh, acum noi lucrăm în continuare la proiecte. Am uh, depus un proiect uh, Comenius cu mai mulți parteneri. Deocamdată a ajuns unde trebuie să ajungă, ne-a confirmat, confirmat primirea. Au lucrat câțiva, câteva colegi de ale mele, dar am avut uh, plăcerea ca în tinerețe să stau alături de ele cât am putut la acest uh, uh, efort pe care l-au depus. Sperăm să fie bine. Și, din câte am mai discutat cu câțiva profesori, se pregătesc în continuare pentru alte proiecte, deja au stabilit anumite legături pentru toamnă. Mă rog, ei se ocupă și e foarte bine să le. Da, și e o, e o preocupare bună, da. și asta arată că sunteți integrați și din acest punct de vedere. Pentru că sunt, în general, din ce am observat, și asta chiar la nivelul gorjului, în general colegiile stau mai slab. Colegiile naționale stau mai slab la proiecte decât alte licee. Deci, faptul că le îmbinați pe unele cu altele e foarte bine. Păi este pentru că să știți că și obținerea titlului de școală europeană a fost o un vis și pentru cei de la Virgil Magiaru și nu vorbesc că și pentru mine cu atât mai mult poate și nu l-am luat de prima l-am ratat acum câțiva ani când am participat noi dar în cei doi două seziuni consecutive am câștigat acum suntem în situația ca la anul pe lângă ceea ce sărbătorim să aplicăm și pentru școala europeană. De aceea aceste proiecte sunt foarte, foarte importante la câștigat titlul de școala europeană. Da, apropo de mesaje, mărturisesc că e un mesaj și că eu nu înțeleg nimic din el, dar o să-l citesc pentru că te nostru probabil că se bazează că înțelegeți dumneavoastră ce vrea să spună. Ce viitor are un tânăr apicultor care a început anul acesta un curs de apicultor? Da, eu știu la ce se referă, îl mm. înțeleg bine. Eu nu înțeleg. <laughs> pentru că la Virgil Magero au fost, s-au desfășurat niște cursuri. Anul trecut, cred că acum anul ăsta mai rar au fost și cu această specie, dar nu au făcute de cei de la Virgil Magero, de alte instituții, unități care au făcut acest curs. Și viitorare, n-aș putea să spun, pentru că eu nu mănânc miere din motive medicale, culmea, și nici nu îmi place meseria asta, așa că nu pot să-i spun mare lucru. Am înțeles, dar eu n-am înțeles că ce legătură avea întrebarea cu da, pot să cu spun că dacă face și câștigă bani europeni, se poate dezvolta foarte Am... bine. Am văzut și acum că se Am lucrează înțeles. bine. Pe... Și în un telespectator vă întreabă uh, să ne spuneți, și asta uh, recunosc că n-am apucat să vă întreb, dar tot, dacă tot vorbim, haideți să vorbim de oferta școlară pe, mate, pe uh, aceste obiecte, deci pe ce aveți dumneavoastră da. ca profile și poate ne spuneți și care a fost în jur de ce medie, ultima medie, da, că telespectatorul sigur. de fapt asta vă întreabă, că îl interesează ne-a întrebat mai devreme un telespectator referitor la turism și acum vă întreabă finanțe, contabilitate da. Oferta noastră pentru anul școlar care începe din toamnă este următoarea, ca să asculte bine și să-și aleagă ce dorește avem în plan în total la învățământul de zi 8 clase aprobate de Inspectoratul Școlar și de cei care se ocupă de dezvoltarea regională sud Oltenia. Acesta se distribuie după cum urmează. 4 clase, specialitate tehnician în activități economice, cea de economii de care spuneam până acum o clasă la ce, cu ce medie s-a intrat anul trecut? În jur de 8, asta asta a fost. A fost. în jur da. de 8, deci exact întotdeauna. Anul acesta acest anul trecut au fost 5 clase. Anul acesta avem 4. Deci automat media deci va, poate, sălta, po probabil. va sălta. Deci poate va sălta ceva 10 male. Uh, reluăm anul acesta o clasă de administrație publică pe care am avut-o în anii trecuți. Mai... Și a căutat într o vreme A, a fost căutată, pe urmă a fost mai ușor uh, abandonată și de candidați, dar și de noi, dar am considerat că e bine să o reluăm. Odată, pentru că rămâne în activitatea noastră și nu mai e necesară o altă evaluare a RACIP și este destul de complicat. Și cred că acum, pentru că n am mai produs, să zicem, lucrătorii în administrația publică, probabil că aceasta trebuie va să dezvolte și, și va fi căutată. Da. După aceea avem două clase de turism, în clasa 9, așa este domeniul general, turism și alimentație publică. După clasa 9, într-adevăr, se împartă o clasă pe turism, lucrător hotelier sau uh, turism, lucrător în agențiile de turism și una de alimentație publică, cu diversele lor uh, ramificații în nivelul superior al liceului, în clasa 10 Da, și, și foarte căutate în, în, în general în economia Asta este în ceea ce privește învățământul la zi, mai avem, pentru că așa s-a întâmplat, să ni se asocieze, să se alăture niște clase de uh, șansa a doua, care, mă rog, ajută la dezvoltarea celor care n au învățat până acum, ele au fost altfel distribuite printr-un proiect acum câțiva ani, dar proiectul s-a terminat și atunci trebuie să-și urmeze uh, cursurile acolo unde au început, sau cu cei care au început în parteneriat. Aici este vorba de clasa a noua la șansa a doua pentru cei care n-au reușit să facă la zi sau sunt depășiți de vârstă, specializările fiind tot pe turism. Am mers și au fost foarte bine căutate. În ceea ce privește tot despre cei cu șansa a doua și nu... Deci vreau să spun că sunt și ei oameni și trebuie să-și facă școala și unii dintre ei chiar sunt interesați. Și după terminarea 10 clase, Ciclul inferior al liceului, fac 10, uh, un număr de 700 ceva de ore de stagii de pregătire practică, și cu, ca să obțin nivelul 2 de calificare. După ce fac aceste nivel, și anul acesta avem și am avut, avem acum au și susținut. Uh, examenul acesta de absolvire, prima serie de această speță, pentru că până acum nici n-am fost foarte interesați, nici n-am prea știut foarte bine cum se desfășoară treaba aceasta. Și după aceea ei pot să urmeze cursul la Seral să-și să termine studiile. Deci pentru ei ar fi, cei care au obținut anul acesta, acest uh, nivel de calificare, posibilitatea să urmeze clasa 11 la Seral tot la Virgil Maggiaro. Și cred că vor face și este o serie foarte bună de... Uh, elevi care n-au, deși la aceste cursuri de șanța a doua, s-au ținut foarte bine, care și-au dat seama că au nevoie de carte. În rest, mai avem în planul nostru de școlarizare pentru absolvenții de liceu și, poate să zicem, pentru cei care nu obțin bacalaureatul, cei care iau bacalaureatul, nu mai prea vin la școle post-liceale, merg către învățământul superior, este vorba de o clasă de asistent manager în hotel. O clasă care a fost... Sunt două specializări la turism, aceea, dar parcă aceasta a mers mai bine în anii, a fost căutată și, mai bine. Și cred că da. în Gorja ar trebui să fie căutată sau din ce în ce mai căutată, Da, și dacă sper tot dezvoltăm, că doar, și, spunem și că dezvoltăm. și că știți la post liceală, vine elevii, pot să nu aibă examen de bacalaureat, doar anii încheiați de liceu. Uh, de discutat despre liceul dumneavoastră ar fi foarte multe, bineînțeles. Din păcate, timpul nu ne mai permite să spunem foarte multe. Totuși, spuneți-ne, în câteva minute de final, care sunt planurile de viitor, acum atât ale liceului, dar bineînțeles ale managerului Petre da. Ciungu, care se leagă unul cu... Deci sunt indisolubile. Managerul liceului are planuri pe termen scurt. Nu aș mai putea să spun că acum îmi fac planurile așa cu o durată mai mare, pentru că asta este viața. Fiecare ajungem și doresc tuturor să ajungă la, și la vârsta mea, poate și la înțelepciunea mea. Dorința mea este ca, dacă cei care diriguiesc învățământul vor aprecia activitatea mea, este să pot organiza, cum vă spuneam înainte de emisiune, sărbătoria celor 90 de ani de învățământ economic la Virgil Magiaru. Aș mai avea o dorință să pot coordona activitatea unei olimpiade interdisciplinare, inspectorul de specialitate coleg cu mine, colegă cu mine mi-a promis și mi-a spus că a primit promisiunea să organizăm la anul această olimpiadă la Târgu Jiu. Am mai avut o Astfel de experiență cu mulți ani înainte și a ieșit când eram lucrat la liceu numărul 4, un concurs național pe mese, foarte frumos cotat atunci și organizat și mi-a plăcut cum a ieșit în final și mi-aș dori încă o dată acest lucru. Și, bineînțeles, îmi doresc ca toți elevii care vin în continuare la economic să, iasă, să fie bine pregătiți de colegii mei. O bună parte din colectivul de la Virgin Magiaru este format din profesori tineri, să ia aminte și să urmărească, să se informeze despre activitatea celor care ne apropiem, pentru că a fost o activitate prodigioasă și să mă ierte telespectatorii, poate pentru lipsa de modestie, dar o activitate pe care am desfășurat-o cu mult drag și cu foarte, foarte multe bune rezultate. Toți cei care au lucrat la economie. Cu siguranță asta se văd. Noi nu ne rămâne decât să vă urăm succes în ceva v propus și ca manager, ca liceu să meargă bine și să aibă din ce în ce mai multe rezultate și cu siguranță sunt cel puțin de două momente anul viitor la care vom participa și în satul, e vorba de aniversarea, ceremonie de aniversare a celor 90 de ani și bineînțeles Olimpiada Națională. Da, Cu siguranță mi am dorit tot de veni. mai mult timp, Totdeauna mi-au luat înainte alte școli, dar acum... Bineînțeles, dar cred că vor veni și la, și la gori. Vă da. mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și vă mai așteptăm în acest spațiu editorial. Și eu vă mulțumesc și... M-ați promovat în emisiile ecrane nu de acum, de foarte mult timp și mi-e e drag să vorbesc cu dumneavoastră și cu. Mulțumim! Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Mulțumim pentru atenție. La revedere!